38 de ani. Activez în cadrul Asociației Volt, Clubul Caracas. Am început columbofilia din 2009. În toamnă am obținut primii porumbei de la Natural. În 2010 am început să concurez cu ei. Concuram în vechea crescătorie. În 2016-2015 m-am mutat la cea nouă. În vechea crescătorie au început să apară rezultatele încă din 2014. În 2015 am avut primele locuri pe podiumul național, însemnând locul 1 național, azi național Palmares, și locul 2 național, azi național Palmares. După aceea, mutând crescătoria, în 2016 am mai avut 30 de porumbei în vechea crescătorie și am concurat acolo, ultimii porumbei. Și a rezultat locul 2 național crescător viteză. În 2016 am concurat pui în noua crescătorie, noua locație. După un timp foarte mult de 2, 3, 4 ani, am încercat să fac un lot, un lot în care să încerc să-mi aducă câteva satisfacții. Și în 2019 am început ușor, ușor și rezultate la nivel de asociație prima dată. Și în 2020 au început rezultatele la nivel național. Enumerând câteva, locul 2 național, azi național maturi, locul 3 național, azi național tineret și locul 3 național, azi crescător. Acum se pare că în 2021 rezultatele au început să apară încă de la a doua etapă. Prima etapă fiind, cum ați văzut până acum, vremea a jucat feste. N-a fost cât de cât favorabilă nouă crescătorilor. Clima a fost foarte rece. Și prima etapă la Ploiești n-am avut un concurs foarte, foarte reușit. Dar se pare că începând cu a doua etapă, Poșta Călnău, au început să și intre porumbei în formă. Vremea a început să încălzească puțin și am reușit locul 1 pe lansare cu masculul 171-32-2019, care el inițial la prima etapă de concurs Ploiești a fost băgat la echipă, dar nu a clasat. Și la a doua etapă l-am scos de la echipă. Se pare că am greșit, da. Asta este. Am mers în continuare. La a doua etapă, ceea ce nu mă așteptam, nici nu cred că puteam să visez, a venit iar locul 1 pe lansare din 15.000 de porumbei. Concurez porumbei la văduvie totală, nu țin masculii acasă sau femeile, toată lumea pleacă la concursuri. Masculul la prima etapă, pe locul 1 pe lansare, a doua etapă de concurs la Poșta Călnău, înainte de concurs a văzut masculii și a văzut femeile. Era prima dată când își vedeau femeile după cred că 3 săptămâni de văduvie. Se pare că a fost bine. La un antrenament în de aceste etape am lăsat femeia acasă. Fiind acasă cu un mascul, locul 14 național maraton, l-am lăsat acasă. Am considerat că antrenamentul nu prea e cum pentru el atunci. El văzând femeia în boxa masculului celuilalt și-a intrat peste ea. Și masculul, când a văzut masculul 171-32, a venit și l-a găsit în boxa lui. S-au ciondănit puțin, s-au bătut. Și la a doua zi am avut îmbarcare la Târgu Bujor. Și se pare că și de această dată a venit tot locul 1 pe lansare. La a patra etapă de concurs, la Dimitrie Cantemir, masculul am încercat să-l joc, să mai încerc și alte metode. A fost scos în hol. Femeia lui i-am dat drumul în compartimentul de mascul. Femeia automat s-a dus la boxa ei și masculii ceilalți au urmat. La 10 minute i-am dat drumul și la mascul, la 171-32, și s-a cam bătut cu ceilalți masculi.
cam acestea au fost... aceasta a fost motivația, care se pare că au luat 3 locuri de 1 pe lansare. El este masculul 171-32 de 2019, cel care a luat 3 locuri de 1 pe lansare. La etapa a doua de concurs Poșta Cârlău, locul 1 din 17.600 de porumbei. La etapa a treia de concurs Târgu Bujor, locul 1 din 15.000 de porumbei. Și la etapa a patra de concurs Dimitrie Cantemir, locul 1 din 13.000 de porumbei. Masculul este din 2 porumbei de Filip Frederic, care tata masculului l-am achiziționat în 2011 și femeia, mama acestuia, l-am achiziționat în 2017. Familia lui de porumbei încă din primele dăți, începând în 2014, au început să-mi facă rezultate la mine pe crescătorie. Porumbelul a fost burat la pui, a fost burat și inclusiv la Derby Ivanivka, a venit în locul 33 din 600 ceva de porumbei, o etapă foarte, foarte dificilă. Între timp, la pui, el a avut și locul 3 pe județ la categoria F. În anul 2019 ocupă la penultima etapă de fond 672 de kilometri, ocupă un locul 4 pe lansare, nu mai știu exact ce număr, și are 4 fonduri clasate. Având și Inel Gold, se poziționează locul 4 pe județ la premiile Gold. La ultima etapă, soră cu acesta, de tată, a fost în locul 11 național general palmares, 4-0-4-7. A mai dat familia lui locul 6 național, într-o soră de acestuia de tată, a dat locul 6 național la național tineret în 2020, locul 26 național, azi național tineret în 2020. A mai fost o femelă în 2020, locul 3, Kaya Ling, la Izium, 1132 de kilometri. La ultima etapă, a patra etapă de concurs Dimitrie Cantemir în anul acesta, se pare că am avut locul 1 pe lansare cu masculul, cu acest mascul. Locul 2 pe lansare a fost tot un porumbel de-al meu, care e soră cu acesta, 110-50-03 de 2018, soră de mamă. Și locul 3 pe lansare, care este tot o femelă de-a mea, este soră de tată cu a doua, cu sora acesteia. Deci se pare că provine dintr-o familie care mi-a zburat începând în 2012 până în anul în curs. În cele 3 etape de locul 1 pe lansare, porumbelul reușește un coeficient de 0,21 de puncte în toate 3 etapele. Porumbelul va fi angajat și la etapele de fond și în țară. Crescătoria are 10 metri lungime și 3 metri lățime. Este formată din 5 compartimente, 2 de mascul văduvi, un compartiment de femele văduve, un compartiment de pui și un compartiment de matcă. Lotul pe care îl zbor an de an este în jur de 50 de porumbei. Am 48 de locuri la lotul de zbor. Pui scot cam 50 de pui pe an și la matcă dețin un număr de 15 perechi la matcă. Porumbelii sunt concurați la văduvie. N-am o dată anume în care să-i văduvesc. Depinde de planul de zbor, depinde de condițiile meteo care sunt în acel an. N-am o regulă anume. Ei sunt văduviți, poate să fie și cu 2 săptămâni înainte de etapă, poate să fie și cu 3, depinde de etapele care le avem în planul de zbor. Ei scot un rând de pui, în general cât un pui las, nu le las mai mult. După ce consider că trebuie văduviți, depinde de etapele care le țintesc, poate să fie și în țară, oricum ei pleacă de la 100 la 1100.
lasă cască cu tulpui și îi văduvesc. Puii rămân în compartimentele de mascul și le dau drum pe rotație. Antrenamentele încep dimineața la 5:30, o oră masculii, o oră femelele, obligatoriu, și seara, tot la fel, o oră masculii, o oră femelele. Antrenamentele individuale le fac, depinde de etapă, depinde de căldura și de temperatura care va fi în acea, în viitoarea etapă. Pot să le fac și un antrenament pe săptămână, pot să fie și două. Nu am o regulă anume. Mâncarea pe care o folosesc la ei este Jerry Plus, Energy și Superstar. Decât când au pui, mai completez cu Champions. Ca și tratamente, nu prea folosesc foarte multe tratamente. În general, cam cele care le are toată lumea. Dă cocidioză, dă ticomonoză, respirații. Programul normal de tratamente este iarna cel mai mare. În timpul sezonului, numai dacă este nevoie. Urmăresc foarte mult porumbei, dacă au nevoie de ceva. Legătura dintre porumbel și crescător, cred eu că e cea mai importantă. Nu medicamentele ne aduc porumbei acasă sau nu știu ce licori magice. După ce am terminat cu ei, încep să intre în programul normal de văduvie, porumbeii sunt angajați de la prima etapă până la ultima etapă de concurs din anul respectiv, asta însemnând Izium Național, 1130 de km. Ei nu sunt împerecheați niciodată în timpul anului, decât după ce se termină sezonul. La matcă nu dețin linii, nu sunt adeptul la hârtii. La mine la matcă intră și rămâne doar porumbelul care reproduce și porumbelul care a dat rezultate. În general am porumbei de la Filip Frederic, care i-am mai titrat în 2011. În 2016 am luat doi porumbei de la domnul Daniel Magirescu, bineînțeles la Preda Gheorghe. Am mai făcut infuzii de la Iureț Irelu. Și în 2011 am achiziționat un mascul de la Raybrock și fii. Și cam acestea ar fi porumbei care îi dețin. Puii sunt selectați la concursuri. Rar selectez la mână, numai cei care nu corespund tiparului meu. Sunt angajați până la, depinde de etape, depinde de an, putem să avem un an și la 160 de km să se termine, putem să avem un an și la 300 și putem să avem un an și la o etapă de derby să nu mai. Dar în mare parte angajez la etape de derby, nu angajez toți puii, mi opresc acasă, cei care consider că încă nu sunt pregătiți să înfrunte această etapă. În general plec cu ei și mare parte până la 360, asta înseamnă o etapă de bârlare. După aceea, care rămâne, intră în compartimentul de maturi. Vă prezint porumbelul cu seria 1983-34 de 2019, care ocupă în 2020 locul 6 național al național, clasând 11 etape, de la 100 la 950. La fel, porumbelul, mama acesteia este soră de tată cu masculul 171-32 și tatăl acesteia este de la domnul Punghiu Cristian. Porumbelul a fost concurat la văduvie. Porumbelul încă concurează și să sperăm că anul acesta va ocupa cât de cât un loc fruntaș în clasament. Vă prezint femela 10-50-03 de 2018, care la etapa Dimitrie Cantemir, 394 de km, ocupă locul 2 pe lansare, ea fiind soră
de mamă cu 171-32, care ocupă locul 1 pe lansare. Femela este tot din aceeași familie de Filip, Frederic, care este rudă cu 362-20 de 2016, care în 2017 ocupă locul 1 pe zona Oltenii la Clubul Gold și locul 5 pe locul 5 național la Clubul Gold, care câștigă 10.000 de lei. Vă prezint femela 1983-39 de 2019, care la etapa de Dimitrie Cantemir, 394 de kilometri, ocupă locul 3 pe concurs, în 13.000 de porumbei. Ea fiind soră de tată, cu locul 2 pe concurs, 10.50.003. Tot la fel, tatăl acesteia este din masculul de Filip și femeia de Filip Frederic. Și mama este din doi porumbei de la Iurețireu. Femeia, anul trecut, în 2020, are 8 sau 9 etape clasate, nu mai știu sigur, dar la concursul de Izium național, 1132 de kilometri, ocupă locul 3 pe județ la Iarlingi. Vă prezint femeia 1983-15, 2019, care în 2020 ocupă locul 3 național, azi național tineret, 11 angajat de la 100 la 907 km. La ultima etapă de maraton, Tocmac, 907 km, ocupă locul 3 pe concurs. Tatăl acesteia este achiziționat de la Rebroc și fiii. Și mama acesteia este achiziționată de la o femeie de Van der Horst, achiziționată de la după site-ul de licitații columbofil.net. Femeia este soră de tată cu locul 7 național AS Maraton în 2019, concurată de Matei Cătălin, și este soră de tată cu locul 2 național AS Național Palmares în 2015. Vă prezint femeia 90-07-754, 2017. În 2020 ocupă locul 2 național, azi național, maturi, și locul 4 național, azi național, palmares. În 2019 are 12 etape clasate, de la 100 la 1130, și în 2020 are 13 etape. Are Izium palmares. Tatăl acesteia este de la domnul Catinescu Gabriel și mama acesteia este luată de la site-ul de licitație la Columbodrom Corabia. Se pare că anul 2021, la începutul sezonului competițional, se pare că mi-a adus cele mai mari satisfacții care nu cred că ajungeam să le visez. De 3 ori loc 1 pe lansare cu același porumbel și un număr foarte mare. Nu cred că sunt cuvinte care să pot spune cât de bucuros mă simt să fiu crescătorul care s-a născut acest porumbel. Se pare că și noi românii avem porumbei foarte buni, care putem să concurăm cu cei de afară. Și aceste rezultate cred că valorează mai mult decât un trofeu național, care au mai fost luate, dar sunt ceva peste limita de a-mi putea noi gândi. Mă simt foarte norocos și totodată mă simt foarte bucuros că reprezint România cu aceste rezultate.